După un weekend în care lacul a fost ocupat în proporție de 100%, asta nu înseamnă că nu facem și noi o mică nădire. După cum se vede, s-a înserat speranțele noastre pentru niște prezentări frumoase pe timpul nopții, încă nu au apus și m-am decis să facem un partener comun. Nu vom nădi foarte mult și tocmai din acest motiv voi folosi racheta Spider, varianta medie. Deci am ales această rachetă
În primul rând, pentru că am echipamentul de pescuit foarte compact. Practicam la mine 3 lansete de Aiva Black Widow de 3,90 m cu 3,5 libre. Iar cu această rachetă pot să dau fără nicio problemă să landesc undeva la 80-90 de metri, construind astfel un pad nadă cât mai concentrat și cât mai discret. Dimineața a fost o noapte destul de agitată din cauza vântului, care a început pe la ora 2, când am avut și ultima trăsătură, tot un ciortan de vreo 3-4 kg pe care din păcate l-am ratat lângă ponton. Ne-am trezit dimineața foarte optimiști că astăzi ne suim pe pești. Din păcate vântul bate extrem de tare, cu rafale de până la 35-40 km pe oră probabil. Vom încerca să mai scoatem și azi 2-3 pești, asta e, nu renunțăm, mai avem câteva ore la dispoziție, sper să facem ceva. Dacă nu, așa e pescuit, cu bune și cu rele, cam asta înseamnă pescuit. Dragilor, datorită vântului care suflă cu putere mare încă de azi noapte, am venit un pic pe terasa de pe standul 1, unde vreau să vă prezint montura elicopter, care mi-a adus rezultate foarte bune pe multe lacuri. Eu prefer să, acolo unde regulamentul îmi permite, prefer să folosesc lidcore-ul pentru realizarea acestei monturi și plumbul fix. Aici am un plumb fix de 90 de grame, la care i-am tăiat vârtejul cu care vine echipat din fabrică. Prefer acest tip de plumb datorită faptului că scap de neplăcutele ruperi ale tijei de plastic. Pentru realizarea acestei monturi avem nevoie de un segment de lidcore, avem nevoie de o agrafă de tipul multilink. O să vă pun linkul în descrierea acestui material. Această agrafă ne ajută să atașăm plumbul foarte simplu la montură și la fel de simplu putem schimba plumbul pe desfășurarea partidei. Putem pune un plumb mai ușor, un plumb mai greu, putem să folosim chiar un plumb pentru pastă cu ochet. Haideți să facem și montura. Segmentul de lidcore scoate miezul pe o porțiune de vreo 6 cm. Un pic de atenție, căutăm zona de unde am scos plumbul. Se vede foarte simplu că se îndoaie mult mai moale, cam așa. Am băgat cu grijă o croșetă specială pentru lidcore prin interiorul cămășii și scoatem croșeta undeva pe la jumătatea segmentului fără plumb.
luăm o agrafă, un multilink, pe care o punem pe segmentul de lead-core și acum cu un pic de atenție nu avem de făcut decât să rotim și să tragem ușor capătul liber al lead-core-ului prin interiorul acesteia. Cu un pic de răbdare, este o operațiune pe care o facem foarte, foarte simplu. În momentul când a ieșit capătul lead-core-ului, nu avem de făcut decât să strângem și oricât de tare am trage, acest segment nu se mai desface. Dacă iese un pic mai mult cam așa, eu de obicei îi tai capătul liber. Alegem lungimea pe care vrem să o folosim. Eu la pescuitul lansat folosesc undeva la 70 cm. Iar la celălalt capăt facem exact aceeași operațiune. Căutăm zona unde se termină miezul de plumb. Și aici, practic, realizăm un simplu ochet. În momentul când operațiunea este aproape gata, eu folosesc un knot puller pe care îl bag în ochet, astfel încât bucla rămasă să fie foarte, foarte micuță, suficient doar cât să mă leg cu firul principal. Ăsta este segmentul, până acum nimic complicat. Acum avem nevoie de un con special pentru montura elicopter, care are rolul de a asigura agrafa. Rigidizează un pic segmentul de legătură între plumb și linia principală. Asta de obicei o folosesc tot croșeta pentru a monta pe segmentul de lead-core. Și acum nu mai avem de făcut decât să atașăm foarte simplu plumbul la grafa de tipul multilink, iar conul de protecție să-l tragem astfel încât să acoperim atât agrafa cât și ochetul plumbului. După cum se vede, aici avem un segment rigid. Aici va veni rigul, stabilizează un pic montura în lansare. Asta practic este partea cea mai importantă a acestei monturi, pe care o să punem un vârtej cu agrafă rapidă, le-am găsit. Foarte simplu, îl băgăm pe segmentul de lead-core. Și acum am aici un pachetel de biluțe de cauciuc. Sunt niște biluțe care au pe mijloc o gaură. Dar eu nu vă recomand să folosiți găurica aceasta pentru că va culisa foarte, foarte ușor pe lead-core și atunci în momentul când lansăm o să plece foarte departe de plumb rigul. Ce facem? Luăm o croșetă, croșeta pe care montăm boilers-uri și practic înțepăm biluța de cauciuc perpendicular pe gaura care o are și o tragem pe segmentul de lead-core. În acest moment opritorul nostru va culisa mai greu, îmi va ține rigul la locul lui, dar în momentul în care avem un accident, se rupe linia principală, este foarte simplu să iasă de pe segment și atunci eliberează și montura. Asta îl tragem, îl las cam un centimetru de la conul de protecție și asta este practic montura elicopter. Durează cam un minut să o realizați, dar este o montură foarte, foarte eficientă. Partea de rig, la elicopter mi-e place să folosesc
un fluorocarbon. De obicei folosesc 0,40 în momentul când pescuiesc cu cârlige mai mari, dar pentru că pe această baltă am înțeles că funcționează foarte bine cârligele mici, voi folosi un ciodi numărul 6 și atunci un fluorocarbon de 0,30 este absolut suficient. Haideți să facem repede șirigul. Luăm o bucată de fluorocarbon. Eu folosesc același lupt aer și facem o buclă dublă. Practic un nod dublu pe care îl strângem, îl asigurăm mai bine cu nod pullerul. Folosesc lupt aerul la realizarea monturilor de crab, deoarece buclele îmi ies foarte, foarte micuțe și în momentul când am de făcut mai multe riguri, am siguranța că le fac toate la fel. Eu prefer la monturile de tip pentru boilers ca nodul buclei să fie în interiorul boilersului. Un boilers de 16 cu frankfurter. Îl tragem pe firul de păr. La boilersurile dipuite eu folosesc stopere de tipul extenda pentru că îmi țin mult mai bine boilersul. Am montat biluța, acum luăm un cârlig. Un cârlig de tipul ciodi cu ochetul spre exterior. Părerea mea că acest cârlig numărul 6 se potrivește perfect cu un boilers de 16. Alegem distanța față de momeală, matisăm de vreo 10 ori cât se poate de strâns, revenim cu capătul firului prin ochet și practic am realizat montura. Ce bate vântul? Deci chiar nu vrea să ne lase deloc vântul. Asta este montura. Lasă undeva la 20 de centimetri. Am făcut nodul 8, o buclă cât mai mică, umectăm un pic și am strâns. Acum urmează momentul când atașăm rigul la montură. Și aici vă mai dau un mic pont. Avem clanțicele conduri anti-tangle pe care voi tăia undeva la jumătate de centimetru. O să vă spun și de ce nu folosesc întreg conul pe această montură. Practic am nevoie de această mică bucățică de con doar să-mi asigure agrafa rapidă. Iar aici vreau să fie liber, capătul agrafei să fie libere pentru a putea crea practic o balama. Și atunci montura va fi foarte agresivă, se poate mișca foarte, foarte, foarte liber. Este o montură pe care o folosesc, montură care îmi place foarte mult să o folosesc și care mi-a adus rezultate foarte, foarte bune. Nu mai pierd vremea, mă duc să o lansez. Un ran pe care eu nici nu l-am auzit din cauza vântului. Știu că și voi aveți probleme. A sărit stația în sus. Noroc că Dragoș era lângă stație în căbănuță.
și a venit alergând, țipând: Baltacule, camera! Baltacule, camera! Eu unde? Unde? Mamă, cum e, bă, băieți, bă, 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 să faci și filme, bă, ție. Dacă vă spun de unde este, unde a plecat... Trebuie să vorbești tare, că sigur nu e sunetul varză. Am văzut că la Baltac funcționează 10 metri, am avut așa, sunt chiar în 10 metri în fața fontanului. Sigur, băieți. Păi serios, tu aci din 10 metri am fost? Păi le retrag pe toate, ești nebun. Mai bine să le. Haide, gata, le retragem pe toate. Zi-mă! Dragilor, m-am ascuns un pic în căsuță, bate vântul foarte, foarte, foarte tare. După ușoara dezamăgire pe ziua de ieri și mai ales pe timpul nopții, ne-am gândit dimineața să aplicăm o strategie mai puțin cunoscută în România. Se numește tehnica Joker. Practic, am scos o lansetă de pe Rodpod și am profitat că standul de lângă mine este liber și am plasat o montură acolo, fără înălire, fără absolut nimic, un boilers dipuit de squid căpșună de 20 pe montura elicopter. Am aruncat undeva acolo la vreo 10 metri de mal,
am avut două prezentări, n-am reușit să finalizez să niciuna. Hai să vezi cum era fala. Cătălin din hăi afară și... Vino acum cât bate, să vadă pe cameră. Cam așa era fala asta. Ai, s-a liniștit că a ieșit. Mai devreme m-a luat pe sus, efectiv. Nu, este crunt. 1000 de ton de ploaie decât ora de vânt. Așa, să revenim. Am văzut că am avut două trăsături pe Joker. După care l-am convins pe Bartacu să transforme și el o lansetă în Joker și am zis să o aruncăm în lungul malului, tot așa, la câțiva metri de mal. El a vrut să și nădească, i-am zis nu nădești nimic pe acea lansetă, o lași efectiv acolo. Probabil că a trecut o oră și a avut primul crap al partidei. I-am aruncat din nou lanseta pe același loc, am mai avut o prezentare care, din păcate, a scăpat peștele. Și atunci a fost semnul clar pentru mine că vântul probabil că a împins peștele mult în mal, în fața noastră. Și cu cele două lansete care pescuiam pe malul vis-a-vis, m-a retras undeva în 10 metri. N-a trecut mult și am reușit și eu să am primul pește notabil al partidei. Un superb și bătăios comun de aproximativ 15 kg. Pentru mine, practic, partida a fost un succes. Încă o dată, insistența și ambiția mi-a demonstrat că pot aduce rezultate. Cam asta ar fi spuse până acum, mai avem câteva ore la dispoziție să ne luptăm cu vântul. Sperăm să... E pe stația mea, iară, se întâmplă ceva acolo. Și un aspect foarte important, în momentul când am venit cu lansetele foarte aproape de mal, am lăsat firele culcate, am lăsat hangarele jos de tot și practic firele stau foarte, foarte moi. Folosind un fir de 0.40, la o mare Invisalign, este un fir greu, este un fir care se scufundă foarte bine, se așează foarte bine pe substrat și astfel nu vreau ca să am acea vibrație produsă de vânt în firele întinse. Practic, lăsând firele moi, se anulează vibrația și zona rămâne mult mai liniștită. Mă duc să mă bat cu crapii, revin. Efectiv, este o luptă de gherilă ce este afară. Partida de pescuit s-a transformat într-o bătălie. Efectiv. Inimile noastre își doresc măcar încă un pește, dar nu prea ne vine să stăm afară la ce vigilie este. Da. Suntem de-a dreptul obosiți, chiar e greu să stai în vântul ăla, nu poți, trebuie să intri, nimic nu stă pe masă, ai băut două gori dintr-un suc, a zburat de pe masă, când am mâncat, totul am început să punem plumb și alea să stea farfuriile, deci este, uitați cum face ușa, deci nu știu dacă poate Dragoș să arate un pic ușa care e înțepenită și uitați cum facem partea de sus, deci E de-a dreptul groaznic să pescuiești în așa condiții, dar cu atât mai mare este satisfacția. Trebuie să recunosc că am zâmbetul pe buze și o să povestesc mult timp despre partida de pe Candeasca Lake. Sunt frumoase și partidele astea grele, cu atât mai mult că fiecare rezultat este o realizare. Da, o victorie. Am acceptat la început, dinainte de a pleca de acasă, am acceptat că această partidă va fi una grea. Administrația ne-a spus că va fi grea, cu toate astea, doza noastră de nebunie, iată-ne pe mal. Dimineața când ne-am trezit, efectiv, se mișca căbănuța la cât de tare bătea vântul. Ne-am gândit la un moment dat, băi, ce facem? Strângem, plecăm? Băi, nu, hai să stăm cât putem. Și uite că rezultatele au venit. Deci, trebuie să renunți chiar când nu mai poți. Și există o vorbă de la Robi Roberto, să-i dea Dumnezeu sănătate și măicuța domnului. Succesul
este acelor persoane care pun virgulă când alții pun punct. Adevărat. Frumoasă vorbă. Adevărat. Așa e. Cum ai zis tu mai devreme, partida se termină când echipamentul e în mașină. Deci, na, trebuie să insistăm. Eu am schimbat momela pe Joker. Mulțumesc că mi-ai zis termenul ăsta, că nu știam exact cum se numește strategia. Am folosit-o și eu de multe ori cu o lansetă uitată acolo undeva. Dar sună bine. Jokerul a salvat partida. Da, întotdeauna o lansetă, mai ales în partidele în care nu ai rezultatele la care te așteptai, da? E bine cu o lansetă să fii nebun. Orice se acceptă la Joker. Lanseta Joker, orice se acceptă. Două în 10 metri de mal, pune o montură nebunească, schimbă ceva, oricum ai trei lansete pe o strategie bine pusă la punct, gândită. Sau, deci, cu Jokerul e binevenit să-l avem în arsenal. Cam asta e. Jokerul salvează. Jokerul salvează, da. Ești tu afară puțin, că eu mai stau. Nu. Dragilor, sunt nevoit să îmi iau rămas bun de la voi, tot din interiorul acestei căsuțe, care efectiv ne-a protejat foarte, foarte bine de istericul ăsta de vânt care ne-a disperat. Și baltacul este epuizat, a avut o serie de capturi așa spre sfârșitul partidei, incredibile. Da. Astea fiind spuse, prima partidă pe Candeasca Alex, bazinul 1. Da. O locație pe care cu siguranță voi reveni. Peștii sunt foarte bătăioși, sunt pești impecabil de frumoși. Este o locație care te îndeamnă să gândești un pic pentru a avea rezultatele pe care ți le dorești. Noi am gândit-o mai târziu, dar am gândit-o până la urmă. Oricum, nu vreau să mă laud, dar am primit felicitări de la administratorul acestui complex pentru nebunia noastră de a pescui pe vântul ăsta. A fost, turbat, a fost cu adevărat o provocare și o partidă pe care o vom ține minte mult timp de acum. Cu siguranță o să revenim pe această locație, cu siguranță vom merge și pe locațiile cu reținere, că am zis că mai sunt două bazine cu reținere, care au niște caraj frumoși și niște ciortani tot așa bătăioși și parcă feeder-ul merită cel pus un pic la încercare. Dacă n-ați făcut-o până acum, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, pentru că nebunia noastră continuă. Până data viitoare, fire întinse și mergeți la pescuit. Fire întinse, băieți, vă salutăm! Pa!